pentru a vorbi de evenimentele care se vor desfășura începând de mâine dimineață, 1 iunie. I-am invitat pe cei doi reprezentanți și, bineînțeles, coordonator și comunicator, am putea spune. Este vorba de Dana Cojan și de Ionuț Dumighelliu. Dana se ocupă de coordonarea proiectului și Ionuț se ocupă de partea de comunicare. O să ne vorbească despre modul în care au conturat cele 2 zile și cum se vor derula manifestările culturale dedicate copiilor. Bun venit, Dana, bun venit, Ionuț. Bună Bine ziua, v-am găsit. Ana, și bine te-am găsit. Mulțumesc eu pentru onorarea invitației mele și felicitări pentru ce faceți. Felicitări pentru aceste 2 zile, de fapt, de activități culturale și mai mult decât atât pentru ceea ce faceți în afara muncii voastre, să spunem, și preocupărilor voastre pentru copii, generic vorbind. Cum s-a născut acest proiect? S-a născut din dorința noastră de a oferi un proiect copiilor constanțeni, în primul Sau rând, bucurie, sau copiii, mai multe da, bucurii, da? pentru Așa? bucuria lor, pentru copiii noștri, nepoții noștri, verișorii noștri, ce avem. Am pornit și de la ideea că anul ăsta sărbătorim centenarul și să La un mergem și eveniment cu mai aparte, da, ceva un eveniment mai frumos strict și mai de-al deosebit, nostru sigur, și sigur. de aia și ideea cu aventuri din copilărie, să-l punem pe Ion Creangă al nostru în prim plan. Ion Creangă va fi și anfitrionul, gazda Va evenimentului veni la nostru. propriu, să Va veni înțeleg, la da, propriu Ion Creangă costumat, și frumos. va sta de vorbă cu copiii. Așa cald și plăcut, cum știe el să povestească. Exact. Am pregătit, pregătim de fapt foarte multe spectacole de teatru pentru copii. Ateliere. Pregătim și 5 ateliere în care copiii vor avea parte de face painting. Și vor veni acolo, vor fi coordonatorii de Da, atelier, în fiecare care atelier se vor afla cel vor puțin prelua pe doi copilași, da? coordonatori pe fiecare atelier, sigur. Țin foarte mult să menționez că proiectul nostru va începe cu un imn al copilăriei special creat Și compus pentru pentru eveniment, ei. Și pentru compus prima dată pentru interpretă, să ei, înțeleg, pentru da? prima Foarte dată. frumos! E scris acum, e recent, e călduț. Muzica a scris-o Alexandru Neș, iar versurile sunt scrise de Carmen Alda Vlad. Foarte frumos, foarte Da. frumos. Și avem o garanție a celor doi că, de fapt, imnul va fi unul de excelență. Este. Este un Sigur. șlagăr, Ionuț, te dacă rog. Te mi-este rog. permis, și apropo de ce spunea colega mea, Dana, e foarte important să-l aducem pe Ion Creangă în lumea copilăriei, pentru că noi vorbim de generațiile un pic mai mari, am crescut cu toate acestea, cu toate aceste povești. În schimb, neavând copii, dar având nepoți, mă bucur de fiecare moment în care întâlnesc un copil, de surâsul lui, de gingășia unui copil, nu face altceva decât să te încarce. Asta a fost și motivul pentru care ne-am înhămat la această dulce povară a acestui proiect. Știi, toată lumea are impresia că faci un proiect este foarte ușor, este o muncă titanică. Știu că este o Dar muncă revenind titanică, la da. copii și la copilărie, spuneam că este foarte interesant povestea naratorului, a prezentatorului, dacă mi este permis, Ion Creangă, pentru că în ziua de astăzi copiii au alte preocupări decât am avut noi, atunci când nu exista internet, când nu exista atâta tehnologie. Și atunci singura bucurie a noastră era în citirea unor cărți, citirea unor basme, unor povești nemuritoare, în a-l descoperi pe Ion Creangă și toți ceilalți mari autori care au scris povești. Sper ca cei mici să fie activi din punct de Dar vedere. ei asta o garantează că sunt activi, pentru Ei că sunt foarte. Nu, asta vreau să spun, să fie activi energia lor vis-a-vis de debordantă poveștile garantează, de fapt, da. de ceea ce a scris Ion Creangă, pentru că am spus că e cel mai ușor autor pe care îl putem aduce, autor care a scris în special Și pentru cunoscut, și copii, cel mai cel cunoscut, mai de departe, cunoscut. cel mai Da, cunoscut. trebuie să recunoaștem că în ziua de astăzi, nu știu, nu avem o statistică. Câți Ba nu, nu, copii Ionuț, citesc nu, Ion citesc, Creangă? știi de ce? Pentru că Ion Creangă e un scriitor care a ajuns la inima tuturor. Adică așa de natural a scris și de liber, de simplu, am putea spune, dacă putem să forțăm puțin termenii, că literatura în general nu este simplă, literatura de regulă creează o stare de emoție intelectuală atunci când treci peste text. Dar un text care se potrivește fiecărui copil. Și noi, atunci când am fost la școală, și ceva mai mărișe, pentru că în fiecare din noi rămâne dimensiunea aceea Absolut. sau latura copilăriei, rămâne acolo într-un ungher și facem apel la ea în multe dintre momentele noastre importante ale vieții.
Ne-am bucurat de povestioare, ne-am bucurat și de personajele pe care Nică, așa cum îl cunoșteam noi, Nică, care era poznașul principal și care ar fi, să spunem așa, actual în orice epocă. Eu cred că în viitor vor fi foarte multe proiecte legate de un fel de digitalizare, un fel de personaj de televiziune, de un serial, spune, de desen animat, care să fie Nică, poate să fie și alte personaje, eu știu, Smărândița Popi sau, eu știu, Moș Mărioara. Da, sau Mărioara, da. De ce? Pentru simplu motiv că atât de îndrăgite personaje și cunoscute, extinse la nivelul întregii societăți, nu au cum să treacă neobservate. Sunt convins de lucrul acesta, iar faptul că l-ați personalizat și l-ați personificat pe Ion Creangă e o garanție reușită. Și eu sper ca lucrurile să evolueze în sens bun, pentru că vedem foarte bine, Enache, ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt foarte mulți părinți care nu au grijă de copii, normal, au grijă de copii, dar îi lasă cu telefon, cu tabletă și atunci copilul are timp specific mai mult cu vârstei, da. Da, e specific cu vârstei, curiozitatea, copiii fac ceea ce văd în jurul lor. Exact. Și atunci, da, nu știu dacă la școală se pune mai mult accent pe tot ce înseamnă aceste povestiri sau acasă părinții. Trăim într-un secol al stresului, al nebuniei, unde părinții lucrează de dimineață până seara și nu știu cine mai are timp de cei mici. Și atunci noi îi aducem un pic în lumea copilăriei adevărate, cea pe care am avut-o și cu care am crescut. Este foarte important să-i aducem, să le captăm atenția și interesul. De asta vorbea colega mea Dana mai devreme despre toate acele ateliere pe care le facem. Construim unul de face painting, unul de desene pe asfalt. Într-un atelier copiii vor învăța să danseze. În alt atelier vom face jocuri și concursuri. Iar un atelier care mi-e place foarte mult e atelierul de științe. L-am denumit noi atelierul imaginației. Mi-a venit ideea așa de la nepoata mea, care face acum 9 ani și e nebunită de, mulțumesc frumos, e nebunită de slime. Și îl face, îl prepară singură cu așa și ce cum frumos, se face. Și ai plecat și de la experiența asta, că îi da? Place să-și facă singură așa, să facem un atelier al științei și am găsit o grămadă de lucruri pe care foarte le putem frumos face împreună cu copiii, experimente. Așa că am un fără laborator să, de chimie, ca un fel de laborator, dacă... așa, bine, cu sigur experimente ușurele, simple, să nu fie nimeni în pericol sigur sau da, așa, da, cu apă dar și care stafide. Să le bucure ochiul, să le, exact, să, adică să îi, îi convingă pe copil să rămână acolo. E și inclinți educativ și distractiv sigur în același da, timp. Sigur că da. Mai mult decât atât, cred că ineditul acestui proiect probabil că va deschide alte oportunități legate și de diversitatea unor alte proiecte și modul în care ar putea deschide, să spunem așa, colaborarea între copii de vârste diferite, între domenii diferite și pasiuni diferite, cumva reunite de genericul acesta de zi a copilului, a tuturor copilor din lume. Te-aș ruga, Dana, acum să da trecem în revistă puțin activitățile din data de 1, după aceea din data sigur de 2, ca să vorbim despre fiecare în parte câte puțin și eu nu-ți te rog să intervii unde ai de completat, ca să știe toți cei care ne privesc cum, unde pot merge. Avem la locație ce deosebită. Sigur, haide să dar hai, o las pe Danuța și eu vin în completare. Da, să completez. Te rog frumos, Dana. În primul rând să menționăm faptul că acest proiect este va fi, va exista, mulțumită primăriei din Constanța, este proiect a finanțat. Finanțat de fapt, da, proiectul, da? Acest da, da proiect, fără primăria din Constanța, finanța nu am fi reușit să, am înțeles, să ducem la bun sfârșit această idee, acest plan. Vom avea un maraton al copilăriei, cu asta da începem. Se va desfășura de unde până unde? Startul va fi dat la... De la sala sporturilor, da, zona sala sporturilor, până în piața Boulevard Ovidiu. Povista, până exact. Okay. Acolo vom face maratonul. Circulația va fi nostru oprită? Da, 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 vom lua legătura cu jandarmeria, să... Poliția locală. Poliția locală, da, tot sigur, ce trebuie sigur să reușim să facem maratonul, la sigur care ținem da foarte mult. Gazda noastră ne va primi în piața Ovidiu Creangă, va fi acolo, da, ne sigur va aștepta împreună cu prietenii săi, am numit noi, pentru că trebuie să aducem și personajele din povestirii lui. Nu neapărat, nu, tocmai invers, cu care copiii deja sunt familiarizați, Mickey, Minnie, da, Daffy, adică să-i și ducem ele vi va și cunoaște acolo, și Ion Creangă, și acolo, da? Exact, din și Ion Creangă, se va împrieteni cu sigur, prietenii sigur noștri.
Vom avea spectacole de teatru pentru copii, atât de la Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare, în fiecare zi câte două spectacole avem. Tot în Piața Ovidiu va fi tot locația, în Piața da? Ovidiu, Punguța cu doi bani și Cei trei purceluși avem foarte pe 1 iunie. Iar pe 2 de la Copii și Tineret avem Fata Babei și Fata Moșneagului și Rățușca cea urâtă. Foarte frumos! Da. Sunt spectacolele copilării tuturor, exact. Fiecăruia dintre noi și toți ne aducem aminte cu mare plăcere de măcar o vizionare sau prezența măcar la unul dintre aceste spectacole, dincolo de lecturile pe care le-am avut în copilărie, acestor povestioare deosebite puse acum în scenă de actori deosebiți. Vis-a-vis de ce spunea Denuț, acum mi-aduc aminte copilăria noastră, că exista teatru pentru copii și tineri, dacă nu era atâta interes, școala nu se implica sigur, foarte sigur, mult să sigur. Te ducă la teatru, cum se întâmplă astăzi, ceea ce este extraordinar, să-i duci pe copii la teatru, să descopere dragostea pentru altă artă și cultură. Mi-aduc aminte în copilărie că toate aceste povești, povestioare le aveam pe diapozitiv, pe film. Știi, erau niște aparate și rulau un film acolo și dădeai cu mâna și treceai, nu știu dacă ții minte, diapozitivele. Știu ce înseamnă diapozitivul, da, l-am și folosit. Pe, sigur că da. Vremea răposatului, desenele animate erau 10 minute seara, sigur. Până la 19 da, fără 10 și aveam Mihaela, Pic Lolec și Poc. Lolec și Bolec, Pic și Poc și cam atât. Așa și bă, nu weekend așa mai, da. Te nimereai cu un Tom și Jerry, o ciocănitoare audio, o Pantera da, Roz. Sigur, sigur. De asta spunea de personajele pe care le vom aduce în Piața Ovidiu. Locația este una frumoasă, este o promenadă, practic, copii, părinții pot veni cu copii. E și o scenă, înțeleg, amplasată. Avem o scenă amplasată, da. Iar acolo lângă se scenă, spectacolele. Tot înțeleg. Ce înseamnă spectacole, invitații, invitați cei care vor veni în cele două zile în programul artistic, dar lângă scenă vom avea toate aceste ateliere de care Dana vorbea și vom face grupe de 10-15 copii și vor intra pe rând la fiecare atelier. Să încercăm să păstrăm și o ordine așa, să nu fie un haos. Da. Atelierele vor funcționa non-stop, de la 10 până seara la 9. Foarte frumos. Programul este unul cât se poate de amplu. Activitatea la scenă la fel va fi una amplă, va fi practic un maraton al copilăriei. Părinții pot veni când doresc la orice oră, așa cum spunea și Dana, de la ora 10 dimineața până seara la ora 21. Noi suntem acolo și vineri și sâmbătă avem parte de vreme frumoasă. Ne-am uitat peste prognozele meteo să nu avem surprize neplăcute. Din punct de vedere calendaristic, 1 iunie începe vara în toată regula, sărbătorim începutul verii, două zile de Ziua Internațională a Copilului, prilej bun și pentru părinți, pentru recreere, pentru o plimbare pe malul mării, de ce nu, și apoi spre faleză. Sperăm că va fi un proiect frumos care va prinde, care de va lăsa... siguranță, nu are cum să nu prinde, eu nu spun, pentru că... Acum trebuie să... Copiii se bucură de prezența altor copii și acolo presupun că vor fi câteva sute, dacă nu mii de copii, în permanent. Probabil că nu conștientizez acum, în acest moment, ceea ce se va întâmpla mâine și poi mâine. Pe toată durata spectacolului și, mă rog, a derulării evenimentelor, sunt sigur că vor fi cel puțin 2-3 mii de copii. De ce? Pentru că a fost mediatizat, este mediatizat și toți cei interesați de divertisment, în general și bunicii și copiii, dar vor veni și mulți bunicuți, că într-o anumită măsură le place și lor, să spunem, reîntâlnirea cu perioada aceea deosebită. A copilăriei. Da, și nouă ne place. Tuturor ne place. Tuturor ne place. Și ne plac, de fapt, acele spectacole. De ce? Pentru că ne aduc aminte de perioada frumoasă, când aveam nicio grijă, când ne simțeam foarte bine și măcar imaginar, cu ochii minții revii, ajungi în... Apropo de Ion Creangă, cu proiectul ăsta am recitit puțin, așa, nu tot, amintiri din copilărie și un pasaj acolo foarte frumos, în care Ion Creangă a formulat-o, nu pot reproduce acum, când mi-aduc aminte și acum de zilele din copilărie, da, exact, mi se umple sufletul de soare și de cum făceam, cum, ceva, da, cum eram și sigur. Vorbea, care, de fapt, simplu, umple, dar îți ajunge la suflet, îți umple, exact despre inima, asta sigur, vorba. Și ne aducem sigur, și noi aminte cât de simplu părea atunci. Cât de simplu părea atunci. Da, leagănul copilăriei mele, dacă mi-l amintesc, n-a fost altul decât Parcul Tăbăcărie. Da, era un loc frumos, un loc superb. Nu erau atât de multe atunci, a trebuit să recunosc, atât de multe leagăne, topogan. Era un topogan, adică un divertisment veșnic, topogan în care ne rupeam tot timpul pantalonii, pentru că tot timpul așa avea topogan câte ceva, avea câte o tablă îndoită care și atunci. Ceva, dar era frumos, era teatru de vară Soveja, unde mergeam, nu ratam niciun spectacol pe timpul verii. De mic mi-au plăcut să fug acolo, să văd artiștii, cântăreți, teatru fantazie. Superb, superb.
Și nu mai păcat spun... că acum, mă rog, am înțeles că va fi un proiect de reconstruire a unei săli de vară, că avem două, e una aproape de primărie, în centru, și eu înțeleg că se da, fac demersuri pentru un proiect. Da, nu știu ce se va întâmpla cu grădina de vară, Tomis, da, da, cea da. Din imediata vecinătate primăriei. E foarte frumoasă grădina aceea și la îndemână tuturor, e chiar utilă. Iar Teatrul Soveja a cam dispărut pentru că molul din față a cam luat poate, fața. Și poate da, că va rămâne, nu știu. E un teatru frumos, un loc la fel, sigur. Unde s-a desfășurat Mamaia Copiilor, la fel. Exact. Se desfășura evenimente frumoase artistice, asta spuneam, vis-a-vis de locul copilăriei. Eu am trăit vremuri frumoase în Parcul Tăbăcăriei, pentru că stăteam imediat peste stradă acolo și era un spațiu frumos, curat, aerisit. Da, elegant, suntem elegant. Un pic nostalgici. Suntem, sigur. Fiecare copilărie devine la un moment dat nostalgică pentru fiecare dintre noi. Repet, asta a fost și ideea pentru care am spus că trebuie să facem ceva pentru cei mici. Trebuie ca aceste zile două, de altfel, în planul nostru, să treacă observate, să ne implicăm în activități de educație, activități artistice, să atragem cât mai mulți copii, că de-aia am și chemat foarte multe trupe de teatru, să aducem foarte frumos, multe foarte frumos și foarte povești. Bine ați procedat. În sensul în care puteți, mă rog, cointeresa și prin relațiile voastre, pentru că știu că lucrați în lumea aceasta artistică și aveți multe conexiuni, e foarte bine. E contribuția voastră, dincolo de proiectul generic public gândit pentru copilași, este și contribuția voastră de voluntari, practic, în tot ceea ce... Și să știi că, din punct de vedere artistic, avem și copii care vor sunt susține convins, aceste momente. Dănuța, care sunt invitații care vor veni la noi? Avem elevi de la Liceul Regina Maria. Care vor susține copii? De la clasele de arte, de actorie, da? Așa? Nu de la actorie, de la muzică. De la muzică, da? Concert instrumental, vocal sau combinat? S-ar putea să fie combinat. Am înțeles. Că mai mult vocal, pentru că am înțeles. Cu instrumentele, da. Din aer liber. Trebuie, da, trebuie totuși oarecare infrastructură pentru instrumentar. Pentru și pentru... nu mai e și timpul foarte scurt, să te mai opriți de... Spectacol, da, începe, da, concertul, sigur. E destul de schimbat decorul, adică scena, scoate scaune. E un maraton cultural, da, să zicem. Da. Este. Dincolo de maratonul pe care l-ați, da, așa, faceți și maraton cultural, foarte frumos. Deci vor veni foarte mulți copii, vom avea și ansamblu folcloric de la Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Da, care e un ansamblu extraordinar, eu l-am deosebit, ascultat. Și talentați cei de acolo și diversitatea aceea la și muzica specială. Copiii trebuie să cunoască folclorul, trebuie să cunoască cartea de identitate a noastră, a dobrogenilor. Deci este un spectacol făcut de constanțeni pentru constanțeni. Vorbesc pentru județul Constanța, da. Pentru că pe această cale vreau să îți mulțumesc ție că ne-ai chemat la emisiune și pe această cale vreau să invit pe Năvodăreni să vină alături de noi, pe Năvodăreni, că suntem la Litoral TV aici în Năvodari, pe Năvodăreni și în general pe toți locuitorii din județul Constanța să vină aproape de noi și de proiectul nostru, pentru că și vor fi două zile de deosebite. Și turiștii care au venit la mare weekend. Da, sunt mulți turiști copilași. Da, am înțeles că vor fi în jur de 20.000 de turiști în weekendul acesta, că se anunță un weekend foarte plăcut, cu soare deosebit și cald. Acum, nu știu dacă... Păi asta vreau să spun. Cei care vin din țară vor veni cu siguranță la plajă, vor fi 24-25 de grade. La noi. Sigur. Eu sper ca piața Ovidiu să devină neîncăpătoare și să aducem o bucurie în plus în sufletele celor mici și celor mari, pentru că toți rămânem copii, indiferent de vârsta pe care o avem. De lucrul acesta. Dana, dacă mai completăm ceva la ce aveai de spus pentru întâi, pentru doi. Nu, am zis așa în mare care sunt spectacole, atelierele le-am denumit pe toate. Pe 2 când se va încheia, pe data de 2? Tot la ora 21. Deci un maraton, am spus foarte bine, da. Pe ce, de data celor două zile, mai ales că până la urmă au și o zi de odihnă copilașii, duminica va fi 3 iunie, se rupta odihni pentru că pe 4 merg la școală din nou. Și încă puțin și o vacanță. Practic și vineri și sâmbătă sunt câte 11 ore de distracție, de voie foarte bună, frumos. De aventuri în acest proiect pe care îl realizăm. Și vreau acum pentru fiecare dintre voi doi, pentru Te că rog. Avem puține minute, pentru voi personal, ce înseamnă participarea în cadrul acestui proiect, că dincolo de
managerierea sau de coordonarea proiectului, de comunicare a lui, de popularizare, aveți și o implicare sufletească a copilăriei. Vă regăsiți, retrăiți perioada, pentru că sunt convins că pe durata organizării și pe durata tuturor diligențelor și activităților pe care ați făcut să poată fi posibile aceste activități culturale și întregul maraton, sigur ați transferat și sufletește și la nivel de mental, de imagine, da, anterioară a vieții voastre. Îmi satisfac pe de o parte dorința de a aduce cât mai multe spectacole de teatru în Constanța, pentru că la origine sunt actriță de meserie și asta îmi place și să fac și să văd. Foarte frumos, foarte frumos. Și îmi doresc să fie cât mai multe spectacole, să aibă lumea unde să meargă. E foarte interesant că puteți pleca de aici, de la această, până la urmă, acest proiect, după care puteți extinde în anii următori. Știți și vă puteți vedea ce audiență va avea acest gen de, de maraton și eveniment, de fapt un eveniment extins pe durata a două zile, aproape 24 de ore în cele două zile de evenimente culturale, destul de extins. Și mai mult decât atât, să vedeți în ce măsură se pot îmbunătăți toate activitățile. Exact, pentru că sigur vom pe parcurs ne vom da seama de ce ar fi trebuit să facem în plus sau în minus sau... Sigur că da. Din mers. În plus, da, minus, nu cred că totul este primit. Eu nu, te rog. Știi cum e? E greu să vorbim despre copilărie și despre sufletul tău, da, în general. E un subiect delicat, dar acum, știi, în viață nu totul se rezumă doar la bani. Și de ce spun acest lucru? Pentru că fericirea multora, a noastră, o găsim în lucrurile mici. În primul rând, în zâmbetul unui copil, în chipul unui copil, în prima floare care răsare, în soarele care dimineață răsare și apune. Neavând copii, nici eu, nici Dănuța, dar avem nepoți pe care i-am crescut. Să fiți sănătoși, veți avea. Având nepoți, știu ce înseamnă dragostea pentru cei mici. Este o satisfacție extraordinară să lucrezi cu cei mici, să-i ai alături, să... Să înveți de la ei. Da, înveți de la ei foarte mult. Da, înveți de la ei foarte mult. E un sentiment deosebit să lucrezi cu copiii și să le aduci un zâmbet în plus prin ceea ce faci, cred că este cea mai mare calitate pe care o poți avea. Sunt convins. Eu vă felicit încă o dată în mod deosebit și personal, pentru că sunteți prieteni, vă cunosc pe amândoi, pentru ce ați făcut ca aceste evenimente să fie posibile. Să vă bucurați cât mai mult și mâine și poimâine, pentru că vor fi două zile, să zicem așa, de bună dispoziție și de bucurie. Succes în ce veți face de acum încolo și noi vom fi aici permanent la datorie să difuzăm și să informăm, să diseminăm informația, să putem oferi din tot ceea ce creați voi publicului care nu poate să ajungă. Noi mulțumim frumos pentru invitație și încă o dată vă invităm alături de noi în cele două zile pe dumneavoastră ca televiziune și pe cei care ne urmăresc la această oră. Vor fi colegii mei acolo, cu siguranță vom avea știri, vom difuza în timp util tot ceea ce se întâmplă acolo. Mulțumesc, Dana, mulțumesc, Ionuț, mulțumim, și succes! Doamne ajută! Domnilor, domnilor, au fost Dana Cojan și Ionuț Dulgheriu. Am vorbit despre proiectul care va începe, iată, mâine, va fi un maraton cultural. Pe lângă maratonul copiilor, așa cum îl descria Dana mai devreme, le urăm și noi, cei de la Litoral TV, la mulți ani tuturor copiilor din această lume, o zi deosebită și zile deosebite în continuare pe durata întregilor vieți, așa să fie ca o zi de sărbătoare întreaga lor viață și să fie sănătoși, să aibă înțelepciune, să se bucure de ceea ce este frumos, bineînțeles, tot ceea ce le va plăcea să-i însoțească și să se bucure de absolut orice clip a vieților. La mulți ani tuturor copiilor pentru mine, eu sunt Tănache Tușa, noi ne revedem luni, dar ne vedem și sâmbătă seara ne vom revedea, pentru că acolo voi fi gazda dumneavoastră la emisiunea Cafeneaua lui Ienache, în fața câte unei cești de cafea și a unei discuții, să spunem așa, de timp liber și de sâmbătă seara. La revedere, toate cele bune!